Dina, vacanța s-a încheiat, ați revenit la pregătiri. Cum te-ai simțit în perioada sărbătorilor? M-am simțit foarte bine alături de familie. Am petrecut timp alături de ei mai mult în prima parte a vacanței, iar în a doua am petrecut-o cu prietenii. A fost o vacanță bine meritată, pentru că am făcut o primă parte a sezonului foarte bună și ne-am cărcat bateriile pentru partea a doua. Acum ați început în forță, cantonament acasă. Cum decurge această perioadă? Este o perioadă grea, prea de obicei, așa sunt cantonamentele, doar că este o perioadă foarte benefică care ne va ajuta pe viitor și atât eu cât și colegii mei dăm totul în fiecare zi, pentru că știm că o să fie foarte bine pe viitor. În prima parte a sezonului, 4 goluri și 3 pase decisive pentru tine. Menții acest ritm și sper să-ți îmbunătățești performanțele? Normal, vreau în a doua parte a sezonului cel puțin la fel de multe reușite cât am avut și în prima și de ce nu mai multe. Eu muncesc în fiecare zi ca să bat, să zic așa, reușitele pe care le-am până acum și sper să și reușesc să-mi ajute echipa cât mai mult. Ce a reprezentat pentru tine faptul că la finalul anului trecut ai fost inclus în top 10 mondial al celor mai promisători tineri under 21 din lume? Sincer, o onoare, pentru că m-am uitat și eu pe acel clasament și sunt alături de niște jucători fenomenali care joacă de 2 ani la cel mai mare nivel. Mă uit la televizor la ei și văzând că sunt în top cu ei, mă întreb că de ce noi n-am putea ajunge acolo sau de ce nu putem fi și noi la acel nivel. Eu zic că prin muncă și prin multe sacrificii și devotament putem ajunge și noi. Ce simte un fotbalist atunci când echipa lui este pe prima poziție în clasament? Bucurie, fericire și după motivație de a munci mai mult și de a rămâne acolo, pentru că e cel mai frumos sentiment să fii pe primul loc în clasament, să te bați la titlu și de ce nu să câștigăm campionatul la finalul sezonului. Ce obiective ți-ai fixat în plan personal în 2023? Prima dată m-am gândit colectiv ca să câștigăm titlul, iar pe plan personal să joc cel puțin la fel de bine cum am jucat și prima parte a sezonului, să am cel puțin la fel de multe reușite la echipa de club, să-mi ajut cât de mult pot clubul și la echipa națională avem și campionatul european în vară și sper să joc și acolo și să-mi ajut țara. Ce așteptări aveți din partea fanilor pentru partea a doua a sezonului? Să vină să ne susțină la fel, în număr la fel de mare ca în prima parte a sezonului, pentru că ne ajută, chiar ne ajută destul de mult și noi așteptăm la stadion.